Țipătul disperat al bărbatului din momentul căderii în fântână a fost auzit de un membru al familiei. Acesta a fost și cel care a sunat la 112 pentru a primi ajutor. La fața locului a intervenit un echipaj de la Garda Stoienești. În momentul sosirii echipajelor, victima a fost găsită în fântână, care avea adâncimea de aproximativ 8 metri și 80 de centimetri diametrul. Cu ajutorul accesoriilor din dotare, bărbatul a fost adus la suprafață în stop cardiorespirator. În ciuda manevrelor de resuscitare, care au durat 45 de minute, acesta nu a mai putut fi salvat.